Sunt patru aspecte distincte care privesc felul în care Dumnezeu lucrează. Dumnezeu plănuiește unele lucruri, Dumnezeu poruncește unele lucruri, Dumnezeu își găsește plăcerea în unele lucruri și Dumnezeu produce niște lucruri. Acum, când ne gândim la Adam și Eva, Dumnealor întreabă așa, oare chiar a ales Dumnezeu ca ei să păcătoase sau ei înșiși au făcut-o? Ei înșiși au făcut-o. Și calvinismul nu neagă deloc lucrul acesta, nu cred că există vreun om, vreun creștin care să nege lucrul acesta. Deci nu există sau sau. De ce sau sau? Acum să întrebăm, a avut Dumnezeu vreun plan cu păcatul pe care l-a făcut Adam și Eva? În vreun fel, în orice fel, a fost cuprins lucrul acesta în planul lui Dumnezeu? Evident că orice creștin va spune, da, evident că Dumnezeu a fost în control și că Dumnezeu a permis lucrul acesta. A, deci, în păcatul unui om există o perspectivă divină din care poți privi lucrurile și o perspectivă umană. Omul a ales lucrul acesta și Dumnezeu a permis lucrul acela. Deci există două perspective pe care trebuie să le vedem împreună cu privire la același lucru, la același păcat. Dar vorbim despre păcat. Acum întrebarea este, Dumnezeu a permis păcatul lui Adam și Eva? Că a vrut sau că n-a vrut? A fost obligat să permită? N-a avut ce face? Putea el să împiedice acel păcat? Vă dau câteva variante. Înainte ca Dumnezeu să creeze lumea, Dumnezeu știa și păcatul lui Adam și Eva. Toate păcatele care urmeau să fie săvârșite de toți oamenii, în toate locurile, în toate timpurile, în toate împrejurările, în toate felurile. Știa absolut tot. Și Dumnezeu putea, pentru că era suveran, să nu mai creeze această lume. Dumnezeu știa toți oamenii care vor fi în iad. Dumnezeu știa toată patima și tot chinul lor de acolo. Și Dumnezeu putea pur și simplu să nu creeze lumea. Dar a vrut să creeze lumea știind toate lucrurile acestea și în momentul în care Dumnezeu a dat startul lumii acestea, chiar dacă El nu a produs nici măcar un singur păcat, El cu voia Lui a ales, a decis, ca aceste lucruri să aibă loc. Și a găsit Dumnezeu plăcerea în aceste păcate? Nu. Își găsește Dumnezeu plăcerea în chinul omului? Nu. Își găsește Dumnezeu plăcerea în moartea omului? Nu. A poruncit Dumnezeu vreun păcat? Nu, niciodată. A produs Dumnezeu vreun păcat? Nu, niciodată. Deci Dumnezeu nu găsește plăcerea în păcatul sau în moartea omului, Dumnezeu n-a poruncit păcat omului, Dumnezeu n-a produs nici măcar unul din păcatele oamenilor. Totuși Dumnezeu în planul lui a hotărât ca lucrurile acestea să aibă loc. Faptul că eu sau dumneavoastră nu putem să Vedem cum lucrurile acestea vin în una, că Dumnezeu, deși n-a produs, n-a poruncit, nu-și găsește plăcerea în păcat, totuși a avut în planul lui lucrurile acestea, faptul că noi nu putem împăca aceste lucruri nu înseamnă că ele nu sunt adevărate, da? Nu înseamnă deloc că ele nu sunt adevărate. Din nou, să mergem mai departe. Dumnezeu a creat omul. El este în desăvârșire, în neprihănire. Nu a făcut niciun păcat încă. Înainte ca Satan să intre în grădină și să se săvârșească primul păcat al omului, putea Dumnezeu să-l oprească pe Satan să intre acolo? Răspunsul este da. Putea Dumnezeu să vină în timp ce satan îi ispitea pe primii doi oameni, să vină cu niște argumente convingătoare, fără să încalce libertatea de voință a omului, să-i să, co să -i convingă să nu păcătuiască? Sigur că putea. Putea Dumnezeu să nu pună pomul în grădină? Sigur că putea. Putea Dumnezeu să creeze o altă lume în care nu exista satan și în care omul trăia cu liberă voință pentru totdeauna în desăvârșire? Sigur că putea. Putea Dumnezeu să nu dea porunca aia și să-i lase să mănânce? Sigur că putea. Dumnezeu putea să facă o sumedenie de lucruri ca să evite păcatul omului. Omul este singurul responsabil de păcatul lui. Dar ca să spui că Dumnezeu n-a avut în plan lucrul acesta și că Dumnezeu a fost total despărțit de ce s-a întâmplat acolo, este complet fals. Și mie mi-este greu să înțeleg cum cineva poate să trăiască, cum poate să trăiască pe pământul acesta, fără să creadă că Dumnezeu este în control total, total, asupra tuturor lucrurilor care se întâmplă pretutindeni, în toate timpurile, în toate prejurele, în toate felurile. Deci, în felul acesta ar trebui să înțelegem planul lui Dumnezeu care cuprinde și păcatul, nu care produce păcatul, nu care poruncește păcatul, nu uh, Dumnezeu care își găsește plăcerea în păcat, ci Dumnezeu care are în planul lui uh, toate lucrurile acestea.